La acest moment, Consiliul Județean a încheiat ambele contracte de finanțare care vor asigura livrarea de microbuze electrice în județul Prahova. Pe axa de finanțare a PNRR-ului avem 36 de microbuze, iar pe axa de finanțare obținută prin AFM avem 26 de microbuze. În acest sens, dacă nu greșesc, aproximativ 62 de UAT-uri vor beneficia de microbuze electrice care vor deservi transportul elevilor în unitățile administrative respective, la condiții de ultimă generație, și sperăm ca până la 1 septembrie să reușim livrarea tuturor autovehiculelor la unitățile de învățământ din județ.